Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! La Cuvânt pentru Suflet discutăm astăzi despre Sfântul Apostol Andrei și despre încreștinarea firii umane. Invitatul nostru este Părintele Protosinghel Asistent Dr. Maxim Vlad, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța. Preacuvioase Părinte Maxim, bine ați revenit la Cuvânt pentru Suflet! Bine v-am regăsit! Suntem în această perioadă binecuvântată a anului bisericesc în care așteptăm și îl prăznuim pe Sfântul Apostol Andrei cu mare evlavie, cu ceea ce noi ca creștini ortodoxi, români ortodoxi, se cuvine să dăm ca cinstire acestui mare sfânt, a cărui evlavie sigur este, să spun așa, împărțită într-o țară atât de mare cum este România, dar este acolo, la locul ei binecuvântat. Și biserica are grijă să recupereze toate formele particulare de evlavie, să le înduhovnicească, să le îmbisericească, după măsura celui căruia se îndreaptă această evlavie, respectiv Sfântul Apostol Andrei. Există argumente și justificări de ordin istoric cu privire la încreștinarea a ceea ce va deveni poporul român mai târziu în istorie de către acest mare apostol misionar, așa cum știm că există și alte popoare care dau mărturie și țin la faptul că în începutul istoriei lor Sfântul Andrei a fost cel care l-a încreștinat. Preacuvioase Părinte Profesor, subiectul poate părea unul anost dacă nu ai evlavie foarte mare la Sfântul Apostol Andrei, dacă nu cunoști foarte bine, să spunem, această problematică, dar creștinii noștri ortodoxi poartă numele Sfântului Andrei, este o sărbătoare care începe, să spun așa, anotimpul rece și totul este frumos și bine. Cum ne ancorăm în această cinstire astăzi, în anul Domnului 2019, în ceea ce înseamnă activitățile noastre obișnuite într-o lume dinamică, foarte agitată, în care poate sunt și contestatari ai un astfel de argumente și formă de evlavie, ce înseamnă Sfântul Apostol Andrei pentru românul ortodox al acestor timpuri? După 1990, Biserica Ortodoxă Română s-a implicat în mod susținut în recuperarea memoriei colective, aș zice eu, cu privire la faptul că cel care ne-a încreștinat, nașul nostru de botez al poporului român, este Protoclitos, este cel dintâi chemat de către Mântuitorul Iisus Hristos la harisma apostoliei, Andrei. Andrei, pescarul din Betsaida Galilei, fratele apostolului Petru, care mai înainte de a fi ucenicul și apostolul Mântuitorului Iisus Hristos, a fost discipolul Sfântului Ioan Botezătorul la școala pustiei. De aceea, această îngemânare de daruri pe care o regăsim în persoana apostolului Andrei, amprenta pusă de Sfântul Ioan Botezătorul și darul, harul apostoliei primit de la Mântuitorul Iisus Hristos, care i-au marcat personalitatea, se răsfrânge cumva și la nivelul evlaviei pe care poporul român a avut-o la un nivel foarte conștient în primele secole după formarea sa, mai estompată datorită vicisitudinilor istoriei și reaprinsă, cum spuneam, după ce Biserica Ortodoxă Română a devenit patriarhat, în urma unirii provinciilor românești într-o singură țară, într-o singură națiune. Sfântul Apostol Andrei, recuperat, cum spuneam, la nivelul conștiinței bisericești, ca apostol al românilor, consider că joacă încă și cred că va juca și în următoarea perioadă un rol esențial în redeșteptarea poporului român spre
valorile esențiale ale neamului românesc și mai ales ale spiritului creștin. Avem mărturii istorice ale prezenței unui creștinism bine conturat după aceste vestigii pe care le avem noi astăzi în muzee, veniți de pe tărâmurile Dobroge, veniți din Constanța, unde la Muzeul de Istorie de acolo putem să vedem și se vorbește prea puțin despre aceste lucruri. Într-adevăr, vestigiile arheologice, siturile prezente pe teritoriul Dobrogei, primul ținut românesc, străromân, mai bine spus, încreștinat de apostolul Andrei, toate aceste spații dau mărturie despre prezența apostolului și a ucenicilor acestora în spațiul Sciției Minor, în spațiul Dobrogei Străbune. De altfel, descoperirile făcute chiar în perioada comunistă, în anii 60, în anii 70 spre 80, pe siturile arheologice, au dus la descoperirea unora dintre cele mai vechi relicve de martiri creștini. Mă gândesc la Sfinții Mucenici Epictet și Astion, a căror moaște au fost descoperite în situl arheologic de la Halmiris, Dunavățul de jos, din județul Tulcea, în data de 14-15 august a anului 2001. Sunt consemnate și sunt cunoscute ca fiind cele mai vechi relicve de martiri de pe teritoriul României. În anii 70, în localitatea Niculițel, au fost descoperite într-un mod minunat în cripta Bazilicii de la Niculițel moaștele, da, rămășițele trupești ale celor patru martiri cu nume cunoscute, Zotic, Atal, Camasie și Filip, alături de relicvele a altor doi martiri, a căror nume nu au mai fost consemnate sau nu s-au mai păstrat. În anii 70, cercetătorii, istorici, arheologi care au lucrat în spațiul dobrogean, în zona Adam Clisi, în vechea cetate de la Adam Clisi, au descoperit, tot așa, într-un martiricon, moaștele câtorva martiri. Moaște, mă scuzați, și însemne creștine. Da, moaștele câtorva martiri. Despre o perioadă comunistă din istoria țării noastre, nu erau agenți ai credinței acei cercetători, nu țineau să facă un prozelitism pentru ortodoxie sau orice altfel de... Aceste relicve de la Adam Clisi au fost așezate în cripta unei biserici, unei mănăstiri care s-a construit în cinstea Sfântului Apostol Filip, chiar vis-a-vis de vechea cetate, dar, din nefericire, numele lor nu s-a păstrat, tencuiala din martiricon fiind deteriorată ca urmare a infiltrațiilor produse acolo. Deci, deja aceste documente, aceste vestigii arheologice dau mărturie cu privire la fecunditatea pe care a avut-o evangelizarea și răspândirea cuvântului Mântuitorului Iisus Hristos de către apostolul Andrei. De altfel, apostolul Andrei a fost asimilat cumva organic datorită felului său de a fi, datorită tinereții sale, datorită entuziasmului pe care l-avea și pe care l-a așezat în slujirea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos, astfel încât locuitorii din Sciția Minor, vechii străromâni, au dat numele apostolului Andrei locurilor în care trăiau, izvoarelor din care se adăpau, unor spații pe care le frecventau. Este vorba de toponimele care au fost denumite cu numele apostolului Andrei. Mai avem colindele și cântecele din
spațiul acesta al folclorului autohton, care pomenesc despre misiunea Apostolului Andrei în Ținutul Dobrogei. Asta mi se pare important să înțelegem noi, cel puțin noi cei credincioși, că nu a existat o centrală de propagandă în vechime, în antichitate, care la un moment dat, sau mai târziu, poate chiar, să fi dat niște directive, să fi inventat niște termeni, așa cum presupun toate aceste critici moderne și, în esența lor, postmoderne, care induc impresia că și în secolul al IV-lea împăratul Constantin cel Mare ar fi ticluit, să spunem, forma creștinismului ortodox și toate celelalte. Nu? Practic, poporul român, ca să fac trimitere la o afirmație a Apostolului Pavel, reprezintă pecetea apostoliei în Hristos, în Domnul Hristos, a Apostolului Andrei. De aceea, acest statut de popor încreștinat încă de la nașterea sa nu este privit cu ochi buni de cei care, știm foarte bine, nu ne suportă ca națiune, nu ne suportă ca popor unit. Este, creadă cineva că... Nu facem o asemenea discuție. Aderăm la teorii conspiraționiste. Însă sau... este foarte interesant faptul că, pe de o parte, atunci când vorbim despre alte popoare civilizate, Întotdeauna se face trimitere la legendele întemeierii lor, la mitologia care marchează cultura acestor popoare, la panteonul, se face trimitere la moștenirea lor spirituală, la vechiul lor panteon necreștin. Creștin chiar, sau necreștin. Da, însă când este vorba de poporul român, se are în vedere ca tot ceea ce ține de originile sale, de cultura sa ancestrală, să fie trecut sub tăcere sau să fie anulat la nivelul discursului public. Este o cruce pe care trebuie să o purtăm și să o... Păi trebuie să o purtăm, dar în același timp suntem responsabili și suntem chemați să mărturisim, să reafirmăm valorile care marchează structural vâna acestui popor, acestui neam. Și dincolo de discuția rațională, argumentativă, istorică sau de altfel, care însoțește o astfel de personalitate și credința noastră că am fost creștinați de Sfântul Apostol Andrei, există și acele aspecte care transpar mai puțin dintr-o discuție publică, aceea că noi credem că de la Sfântul Apostol Andrei ne vin puterea și toată frumusețea trăirii credinței pe aceste lucruri, lucruri profunde, cum spuneam, care nu pot fi epuizate în câteva. Dacă privim în paginile Evangheliei, vom constata că Apostolul Andrei este descris de evangheliști ca o persoană responsabilă și implicată în viața semenilor săi. Este redat episodul în care niște evrei din diaspora au venit în Ierusalim în timpul unei sărbători și au vrut să-L întâlnească pe Mântuitorul Iisus Hristos și au apelat la Apostolul Andrei pe post de mediator. Apostolul Andrei dă dovadă, iată, atât de preocupare, de empatie față de situația celor care voiau să-L întâlnească pe Mântuitorul Iisus Hristos, dar și de diplomație, adică ni se descoperă calitatea lui de mediator, calitatea lui de om care intervine, care se zbate pentru nevoile semenilor săi. Deci, putea să fie indiferent sau să aibă aceeași atitudine pe care o aveau uneori apostolii care îi certau pe oameni și le spuneau oamenilor să nu-l mai obosească sau să nu-l mai supere pe învățătorul. Iată că el nu face parte din categoria acestor apostoli cu atitudinea lor
umană, nu foarte spirituală în acel moment, pentru că cu toții se aflau la școala Mântuitorului Iisus Hristos, toți erau învățăcei, ci, iată, el beneficiază cumva de niște aturi, de anumite daruri și de o anumită discreție pe care și le-a șlefuit în compania Sfântului Ioan Botezătorul. El deja, nu întâmplător a fost primul chemat, el deja venea în spate cu un bagaj de experiență spirituală dobândit sub auspiciile și prezența și îndrumarea, evident, a Sfântului Ioan Botezătorul. De aceea, el, în raport cu o parte din apostoli, el înțelege cumva mai bine taina lui Mesia, înțelege mai bine lucrarea lui Iisus Hristos și cine este acesta și ce vrea de fapt Iisus Hristos de la oameni și ce le-a pregătit Iisus Hristos oamenilor. De aceea avem șansa ca popor și am avut șansa ca popor să fim încreștinat de un apostol cu un asemenea spirit. Suntem un popor care, iată, prin poziționarea pe care o avem aici la intersecția drumurilor Europei cu Asia, mediem și am mediat totdeauna între Occident și Orient, suntem un popor ortodox de limbă latină, într-o mare de popoare catolice de limbă latină sau de popoare ortodoxe de limbă slavă sau greacă. Deci de aceea avem această menire, da, din partea lui Dumnezeu de a media, de a înlesni dialogul, de a înlesni contactul, de a da posibilitatea culturilor să se întâlnească. Dar evident, fără să ne lăsăm asimilați, fără să dăm voie celorlalți să ne anihileze sau să ne niveleze conștiința eclezială. De aceea, în acest spirit, iată, pornind de la relația de frățietate biologică între apostolul Andrei și apostolul Petru, odată cu înființarea Patriarhiei, cu înălțarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de patriarhie, inspirându-se din ținuta vestimentară a apostolului Andrei, întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe Române a început să poarte haine ecleziastice, haine albe, îmbrăcăminte albă, asemenea urmașului apostolului Petru. Deci, acest aspect arată încă o dată că Biserica Ortodoxă Română, creștinată de apostolul Andrei, are această menire și această dimensiune misionară, dimensiune dialogală de a se deschide către ceilalți pentru a înlesni accesul tuturor creștinilor și a necreștinilor la Mântuitorul Iisus Hristos. Am discutat despre origini apostolice, așadar avem aceste origini apostolice, credem în ele, credem că le avem. Dar aș vrea să, preacuvioase Părinte Maxim, să mutăm discuția acum către o latură mai diafană, mai subtilă a trăirii noastre creștinești, și anume, dacă am fost încreștinați oarecând la începuturi de Sfântul Apostol Andrei, viața noastră, a tuturor creștinilor, a celor care suntem botezați și am făcut exercițiul educației religioase în copilăria noastră, al evlaviei de zi cu zi după aceea, în tinerețe și în maturitate, dar care am făcut și experiența căderilor personale, ale patimilor poate sau ale altor lucruri nefericite, cum revenim noi la Hristos din păcatele noastre,
cum ne reîncreștinăm viața, cum facem acest drum de întoarcere de multe ori dificil, poate chiar rușinos, plin de tot felul de obstacole de ordin psihologic și practic. Ne ajută aceste începuturi, acest model al Sfântului Andrei? Începuturile rămân întotdeauna reperul de bază al evoluției noastre, al devenirii noastre ca ființă, ca neam. Periplul pe care l-a întreprins apostolul Andrei din Betsaida la Ierusalim, din Ierusalim în spațiul Asiei Mici, din Asia Mică, iată, în zona aceasta a Sciției Maior, Sciției Mari și a Sciției Minor, până în Grecia, în orașul Patra, fiind martirizat de către proconsulul Egeat. Tot acest periplu ne descoperă faptul că Andrei a fost un om care curajos, un om care a înțeles cine era Hristos, un om care l-a interiorizat pe Iisus Hristos în mod deplin odată cu cincizecimea, un om care n-a mai avut frici, ci a avut curajul și înțelepciunea dată de Duhul Sfânt coborât asupra lui și care și-a luat în serios misiunea la care a fost trimis. A avut un har special al apostoliei, credem în acest lucru. Da, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și care credem că transpare prin ierarhii noștri atunci când slujesc și când își exercită funcția de chivernisitori. Da, de slujirea de episcopi, adică de supraveghetori ai treburilor din lăuntru și din afara bisericii. Sfântul Apostol Andrei ni se descoperă ca un om care și-a luat, cum spuneam, în serios misiunea și care a reușit să aducă popoarele la Dumnezeu. Și le-a adus prin modelul de viață pe care l-a oferit, prin blândețea sa, prin răbdarea de care a dat dovadă și mai ales, cum spuneam, prin spiritul foarte deschis și foarte conciliar de care i-a împărtășit pe cei cu care a intrat în contact. Este esențial pentru tinerile generații ca să se hrănească din modelul apostolic oferit de Andrei, pescarul din Betsaida Galilei. Faptul că era de proveniență umilă, faptul că era pescar, nu îl face mai puțin important în raport cu ceilalți apostoli, ci dimpotrivă a urmat, cum spuneam, și a ucenicit lângă cel mai mare om născut din femeie vreodată și lângă Fiul lui Dumnezeu întrupat. Adică a sorbit cele mai bune învățături și în același timp a putut să ofere ucenicilor săi și celor pe care i-a încreștinat învățături și experiențe de mâna întâi. Și există și reîncreștinare pentru creștinul care, din păcate, iată, nu mai da, creștin. Există reîncreștinare prin redescoperirea rădăcinilor creștine, prin redescoperirea tradiției în care poporul acesta s-a format și a crescut, prin redescoperirea valențelor pe care persoana apostolului Andrei le-a imprimat asupra acestui popor, popor care are o cumințenie și un echilibru aparte, care uneori sunt considerate drept naivitate și chiar prostie. Însă, numai într-un asemenea duh, într-un asemenea spirit, poporul acesta a reușit să reziste timp de 2000 de ani în fața tuturor vitregiilor istoriei, în fața tuturor formelor de dezbinare, de anihilare la care a fost supus și de care n-a scăpat nici până astăzi. Dar la nivel personal, cum se produce această reîncreștinare? Cine mă reîncreștinează? Cum mă reîncreștinează în primul rând
păstorii bisericii, urmașii direcției Apostolului Andrei, în primul rând ierarhii bisericii, episcopatul bisericii, împreună cu preoții și cu ceilalți slujitori, cu cei care sunt implicați în acest proces de reeducare și recreștinare a acestui popor. De aceea, cumva, trebuie să privim pe păstorii noștri ca pe părinții noștri spirituali, adică ca pe nașii noștri, cei care ne-au descoperit Evanghelia lui Hristos, cei care ne-au pus în legătură cu persoana Lui și cei care veghează permanent ca viața noastră să nu mai fie supusă efemerului, să nu mai fie supusă păcatului, să nu mai fie supusă mundanului, ci să fie o viață ancorată deja în puterea și în posibilitățile pe care împărăția lui Dumnezeu ni le descoperă prin Iisus Hristos și prin Sfinții Săi. Pare dureros să vorbim despre o reîncreștinare personală a creștinului în urma păcatelor sale, dar mai bine o reîncreștinare decât o îndepărtare continuă de Dumnezeu. Reîncreștinarea presupune și o formă de martiriu, formă care s-a individualizat, ca să spun așa, și care o regăsim prezentă în persoana Apostolului Andrei, pentru că viața cu Hristos nu este o viață comodă, o viață liniștită, o viață suavă, ci viața cu Iisus Hristos este o viață intensă din punct de vedere spiritual și presupune suportarea unui adevărat travaliu spiritual, unui adevărat război interior și exterior, pentru că spune Apostolul Pavel că cel care voiește să trăiască cucernic în Hristos va fi prigonit, va fi persecutat. Persecuția o întâlnim atât în cazul începătorului și desăvârșitorului credinței, Mântuitorul Iisus Hristos, cât și în cazul tuturor apostolilor care au sfârșit, cu excepția Sfântului Ioan Evanghelistul, în mod martiric. Au dat mărturie despre realitatea și viabilitatea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos prin propriul lor sânge. Nu mai avem timp, am ajuns la final, să le urăm celor care urmează să fie sărbătoriți cu numele de Andrei la mulți ani. Mulți ani binecuvântați, cu curaj și tărie asemănătoare celor caracteristice apostolului Andrei. Vă mulțumesc foarte mult, Preacuviase Părinte Maxim. Și eu mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. Aceasta a fost discuția noastră despre Sfântul Apostol Andrei și despre încreștinare. La revedere!